Salutare băieți, bine ați venit la un nou episod, astăzi tot cu one-tap, roleplay, deci dacă vă place această serie, mă invit cu altora să apăsați butonul de like și subscribe. Hai să dăm drumul, vizionare plăcută. Bă, acum, astăzi, bine astăzi, aseară, că na, mă picam ciudat. Am zis că o să joc un pic de tenis, știi ce zici? Ce zic? M-a scuzat de limbaj. Da. E un pic cam rece afară. Nu prea e cine știe ce. Salutare, salutare. Salut, salut. Ce s-a întâmplat? Ah, înăuntru, că plouă. Mamă, plouă, ce tunete. Hai, pe aici. Mamă, ne-am găsit aici loc frumos. Hai, bro, înăuntru, lol. Ce faci? Uite, mă plimbam și eu și-o dat Dumnezeu, a început să plângă. Am înțeles. Cred că plâng îngerii. Mă, și ce vreau să te întreb? Pe unde e șeful, mă? N-ai mai vorbit cu el? Șeful, stai puțin să mă mai gândesc puțin. Salut. Bună ziua. E seara. Seara. Așa am zis și eu. Apropo, bine că nu... Așa, uitați că acum mi-a venit și mie creierul la loc. Creierul la loc, ca... Încă tot pe băutură ești, mă. Da, era acolo șampania, iar nu s-am zis că n-a decât să o las acolo. Să... Păi și șeful cu unde, mă? Băi, șeful este în birou. Șeful, da, cred că a ajuns acasă. Serios? Veniți după mine. Hai, da, a ajuns acasă. Las umbrela aia că nu mai plouă oricum. Mamă, n-am mai dat așa de șampanie până acum. Nici eu, mamă, aș vrea să beau și eu. Hai că am băut eu pentru ei. Păi ce, mă, ziceți că șeful e acasă? Da, a ajuns acum. Acum jumate de oră. Dar nu, dar Dumnezeu să-i vine și el. Dar celălalt ce face? Nu știu, se pregătește, s-a îmbrăcat, nu știu. Așteaptă să pun aici umbrela. Pune. Dar nu acolo e locul ei, da? Da. Un pic mai acolo, prin casă. Da. Lasă-o până acolo. Păi și unde, mă, în biroul lui sau...? Cred că da. Ia așteaptă, m-a dus să-l chem, poate este în camera lui. Ia du-te verifică. Ce bine e așa la căldură, că în casă afară plouă și luna aici e perfect. Pe cel mai bine, mă, știu șeful ce să cumpere, nu? Șeful! Nu e în cameră. N-am înțeles. Hai, e jos. E în birou. Hai, să vedem. De nu-l căutăm noi imediat, stai. Ăsta e nebun la cap, l-a căutat pe dată pe șeful în loc să-l caute în bilou, l-a căutat în dormitor acolo, la nebunie. Păi poate să-l caute, mă, pentru că... Na, în dormitor acolo, cine știe cum îl găsea? La cât o lipsit. Hai să vă vezi că unul dintre voi a cam dispărut, na. Da, îl știu, băiatul ăsta are culturi de fantomă. Păi e mai negru decât se pare. Da, chiar. Eee, uite pe cine văd și eu aici, ia plecați afară. Salut, colegul. Salut, șeful, ce faci? Nu te-am mai văzut de mult timp. Nici eu pe tine, colegul, cu afaceri, a fost o plecat. Hai că am înțeles. Dă palmă, colegul, șeful, că nu te-am mai văzut de foarte mult timp. Stai un pic. Așa. A fost doar de tine, colegul, de afaceri le făcute împreună. Nu numai de afaceri. Ce faci? Poate vorbi cu tine? Mai... Cum a fost în concediu? Nu prea a fost concediu. Păi, ce s-a întâmplat? Păi, tot cu afaceri, cu probleme. Măi, tot le-am povestit la oameni despre tabloul ăsta de aici de sus. Dar nu mă crezut niciunul că tu ești. Am avut probleme. Pa, ne punem jos să îți explic sau? Hai să ne punem aici pe canapeaua asta. Am înțeles, haide. Vezi că ai o gumă lipită de picior. Sper că nu ne aude nimeni. Aici pereții nu au urechi. Vezi că ești cam sus. Șeful, vezi că ce ai învățat să fii magician sau ce?
Ai făcut Am cursuri? zis, că aici pereții nu au urechi, m-am ocupat să Nu, nu, dar vezi scrie că le zăla vitez, cu adică ești... Bă, da, canapeaua e mai jos și tu ești mai sus. Știi ce zic? microfon. Am făcut niște cursuri, colegul de magician. Să observă, nu e nicio problemă. Mă, am avut și eu niște probleme. Am cam investit niște bani, i-am pierdut. Nu prea pe toți, dar i-am pierdut pe câțiva. Am investit într-o locație nouă. După ce ai văzut-o pe cea de marihuana, am investit-o pe cea... Lasă că mai bine ți-arăt, știi? Mai bine zi dinainte să fiu pregătit. E pot... Ei au fost vreo 2 hectare pentru vinul struguri, știi? Cumpărat așa un teritoriu cu 2 hectare, dar din câte am înțeles, a venit o organizație mafiotă și ne-a cam luat. I-am pedepsit, eu nu e o problemă. Dar mai rămas numai cu 1 hectar. După aia, Știi cumva cum se numește acea organizație? nu știu, nu m-am interesat, din câte am înțeles, au avut informații doar de la un polițist. După aia, stai, că nu foia. Bai că m-am aliat cu un italian, mă. Dacă n-ai auzit de el. Nu știu acum cum e numele lui, dar știi care e faza. După ce m-am aliniat, da, m-am pus împreună la o combinație așa frumoasă cu el. Din câte am înțeles, omul e o fost mână-mână cu organizația aia, știi? Și am vrut să-l pedepsesc, dar la un moment dat l-am iertat. Am zis în felul următor, bă, îl iert. Că, na, e un bun, după părerea mea. N-am vrut nici să-l omor. Și am zis că, hai să mai fac ceva. Omul a avut un fel de abator. O abatoră cam ar fi ultimul. În care acolo, pentru porci, pui, știi de toate. Ne-am extins un pic afacerile, din banii care ne-au mai rămas. Numai 100 de mii am plătit pentru abatorul ăla. Și, na, ce zici, vrei să le vezi sau? Putem merge să le vedem. Păi, haide, nu mai pierdem timpul, că și așa e seară, mai bine să nu le vadă nimeni. Cel mai bine, nu? Da. Haide, colegii, dă, colegul, dă-i pe căscuță să vină toată lumea în față. Acum. Mă, Colegii de pe căscuță vin acum față ca să chiar, pe lângă problemele astea, mai fac încă mai multe. Nu prea mai vor oamenii să mai asculte de mine, știi? Nu știu de ce. Vrei să te ocupi tu după asta? Să vedem cum îmi permite timpul, că m-am întors și eu acasă după câteva luni bune, aproape un an. Aproape vreo Și trei, mai de bine câte... zis. Nu mai țin și eu așa de bine. Da. Hai, ne Bună băgăm la seara, ușă șefo! cumva. Seara bună. Salut, Hai, salut! mașină, povestim acolo, pe drum. Știe omul pe unde e, nu? Din Sau... câte, da, știi, din câte am înțeles, Ce s-a întâmplat? sunt cam multe probleme Vezi în că acolo, la familiile mele. vinuri, o să mergem. Da, Da, mă, șef. sunt tare multe probleme, ți-am zis. Am revenit cu Cristian, nu știu cine ești și cu ce scopuri pe aici, dar eu, din păcate, trebuie să fac și o emisiune, nu pot să fiu atent în 700 de minute. Vezi, Ați început oprește radio-ul ăla, mă. Că ți-a cam auzit ceva pe acolo, ceea ce nu n-ar trebui. Și da, mă, pe lângă că ți-am zis că am probleme cu ăștia, mai și comentau, știi? Acum hai să vezi plantația, să vezi cum arată. E bine că e, na, mai întuneric. Dar unde ceilalți? Numai noi suntem sau... Adică nu Deocamdată fii numai atent, noi fii suntem atent destul. prima dată, da, mergem aici repede, la asta de marijuana. Vreau să văd dacă e omul neamitic ăla, știi? Am angajat un bătrânel acolo, na. Băi, bătrânel, un om mai în vârstă. Ia pe aici, cred că... Da, pe aici. Hai să vedem pe unde, oare e pe acasă? Haide, șeful. Hai să vedem pe unde moșul. Sau tinerelul, că nu știu, a vorbit unul Colegul, pentru noi. așteaptă-ne la mașină. Așteaptă-ne acolo, colegul. Fiu, dar ce trebuie, mă? Mă, dar Da, pe unde colegul. e? Ia-le, mă, aici, ia-le.
Bună seara, domnul meu. Domnul Mitică, din câte am înțeles, nu? Bună seara, da, domnul. Bună seara, domnule. Ce mai faceți, domnul meu? Că nu v-am mai văzut. Nu cu treaba, domnule, cu treaba. V-am mai văzut pe aici data trecută, că n-am fost, dar... Na, v-am dat niște bonuri. Sper că v-au ajuns un pic să vă întrețineți. Domnul, mi-a ajuns cât de cât. Acum... Mm. Na. Merge treaba tot greu e, tot greu e, că uite ce noroi e aici, domnule. Abia pot să... Eu înțeleg asta, dar de ce nu ții niște șlap acolo, eu știu. De cum șlap, de domnule, nici de n-am... aducem noi. Las, că-i aducem noi niște bocanci, ceva. Cel mai bine, nu? Sau ce ai preferat să ai pe picioare? Orice, dar nu noroi. Ne, nu noroi, n-ai ce face, de-aia am și angajat pe cineva. Care să aibă grijă non-stop de chestia asta. Ia șeful, el e omul care se ocupă de plantața noastră de marihuana și, na, faceți cunoștință. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnul. Ba, Cali, mă numesc, îmi pare bine. Îmi pare bine. Hai, cam sperăm și să nu existe probleme. Să-i dau ceva bunuț acolo. Să nu fie turnători. Hai să vă dai eu. Poftim, domnul, poftim. I-am scos acolo de buzunar. Că ești mare, poate ți ajunge să ții ceva mai... haine mai frumoase. Măi, șeful, mergem la locațiile cealaltă sau lăsăm pomor să ocupe acolo de locație? Că ia, uite ce casă are acolo, pare de amiciană cu vin, n-ai treaba. E, mai aducem și noi ceva rachiu mai aduce, din Rusia. Mai aducem, dar oricum vinul are, stai liniștit. Colegul, putem să-i aducem și carne, că oricum am cumpărat fabrica aia. Da. Să facă și el un grătar aici, singur, na. Da. Mă, vrei chestia de asta sau... Adică, na, totuși, o te întreb prima dată, nu că ți-l aduc și după le dai până altă parte. Le dai la câini. Nu știu, domnul, că nu genul pretențios. E. Mai modez eu așa. Zi, nu mă-ți place să tragi un pic pe acolo, a? E, lasă, că știu eu. Hai, șeful, mergem. Doamne, eu atâta vă zic, ocupați-vă cum trebuie de ce este aici și vă umplem de bani după. Ok, domnule. Din îngrijitor nu se știe, Dumnezeu e mare, știi cum zic? Toți au plecat de sus. Toți. De jos, mă. Nu de sus. Eu am plecat de sus și am ajuns jos, din păcate. Eh, stai liniștit. Na, e ajuns tu prea așa. Seara faină, domnule Mitică! La revedere! La revedere! Hai de șeful, ia uite, ăsta e omul pe care l-a angajat băieții, ce zici de el? E ceva? Îmi place de el, că pare băiat despre pereț. Hai, merg, ne punem acolo în mașină, știi? Hai, că pe mine tot în față vrea să mă bage, nu știu de ce. Mă, mergem acum la vinuri, stai că-ți pun acolo pe GPS, știi? Da. Mama... Dar trebuie să punem ciment aici. Trebuie să punem, stai liniștit. Zic și la acela să vină, nu... Ca nu mâncăm. Na, ăsta e domnul Mitică. E, băiat de treabă. Poate la un moment dat o să ajungă să lucreze pentru noi, ce zici? N-ar fi o idee pe asta. Mă, n-am mai dat un job, nu știu. E o chestie de genul ăsta acum. Cum că n-am mai făcut așa multe ilegalități. M-am oprit un pic din ele. Că am zis că na, hai să investesc acum deocamdată în ceva firme. Tot e legal, avem avocați, avem de toate. Nu e nicio problemă. E cu poliția e vorbită, e legal. Trebuie spălat cumva și banii murdari. E, stai liniștit că avem pe cineva. Nu zic eu după aia, știi? Nu vă zice aici. Mă, din câte, nu vrei să ne schimbăm noi casa asta, că avem destui bani. Să știi că chiar m-am gândit. Mi-am vorbit deja cu cine trebuie. Face proiectul. Actele, tot ce trebuie și ne apucăm de construcții. Na, păi atunci cât de bine. În cel mai scurt timp o să fie gata. E prea multe persoane sunt acolo, știi, în același loc. Și nu prea e ok. Da. Hai, colegul, du-te. Vezi, cum conduci, numai să nu ajungem în șanță. Numai atât am găsit. Da, e liniștit.
Ei, eu sta, na. Păi, pe atunci dacă spui că ne schimbăm tot, e perfect, nu? Ia că am trecut de asta, mama. Pe aici, nu? Sau? Da, da, pe aici. Mai în față, mai în față. Da, așteptați un pic, că am pierdut ceva de la roată, că auzi și tu ceva. Se aude culegul sau de, dar vezi că ești cam răgușit un pic, na. Colegul, l-ați văzut? Colegul, eu acum am văzut, am dat niște filtre puțin, am auzit niște sirene și am aprins lumile. Du-te ca acolo, că n-ai niciun stres. E vorbită deja asta. Mamă, tu vezi licurice aia? Okay. Păi, voi vedeți licurice aia din față? Da. Pe cine, pe mine? Da, da, da. Hai, colegul, du-te în față. Am înțeles. Cam dau regâtul, a? Mă, fii atent. Am văzut acolo ceva frumos, niște licurici așa de noapte, știi? Să vezi ce fain arătat. Du-te, du-te, du-te. Dar ce s-aude de elicopterul ăla? Bă, nu văd nimic, mă. Opa. Ia, hai aici. Hai, colegul cu rabla aia. Avem musafiri. Avem musafiri? Da, să se ocupe Dumnezeu de ei. Aole. Colegul, cine ți-a dat permisul? Învață să conduci. Dar l-am furat, nu l-am luat. Ia, șeful, haide, afară. Ia, de cam pe aici ar veni tot, știi? Da, nu mai mă luat. Dar cine este cu elicopterul, colegii? Nu știu cine. Mulțumesc, tătătătătătă, e un prieten de-a noastră. E doar un prieten? Da, nu contează, fii atent, ia, de aici tot. Uite-te, colegul, de aici. Noi. Poftim? Eu? Colegul? Zi, mă, zi. Colegul, vezi că... Ai mâncat cam multă gumă. Ai mâncat cam multă gumă. Ne auzim acum, mă? Da, da. Ok. Ia uite aici că m-ar fi tot, știi? Îmi place ce văd colegul. Uite-te și pe dâmbul celălalt. No, cam atât ar fi tot, deocamdata. Mm-hmm. Și încă trebuie să muncim la el. Timpul. Trebuie. Avem un pic de muncit. Na, a fost mai mult, dar ce să facem? Atât a rămas. Este foarte bun vinul, garantez. E o problemă, când aveți nevoie, anunțați-mă și facem. Cred că aia doi de atunci stau, dorm acolo în casa aia, că nu-i văd. Nu știu. I-am văzut bine. Și eu atunci, știi? Da, n-ai treabă. Bine că este și noapte, na. Da. Oricum, dacă îi ne văd mașinile și na. Da. Nu e nicio problemă. Nu, până la aici au zis. Că-mi place ce văd aici. Șeful, până aici. La copacii ăștia. Până aici. Deci cam asta ar fi și pe dâmbul celălalt de dincolo, din fața. Tot. Ăla o tot să facem să cumpărăm în cel mai scurt timp și partea cealaltă. Mm-hmm. Nu știu dacă ne-o vind băieții. E, vedem noi. Las că vorbim. Dar tu cu cine ai făcut româna, coleg? Ce? Ce a zis, mă? Nu, colegul ăsta, văd că nu prea are cu româna. Am înțeles. Da, nu e nicio problemă, nu face discriminare aici la noi. Cred că doar avem lucruri aici de cules, avem destule. Mm-hmm. Cred că o băut un pic de struguri pe aici. Păi i-am zis că e bun, dar n-am zis să-l și încerci. Hai că bea, dacă e. Mă, fii atent, acum mergem noi până la... La fabrică, frate. Hai, la fabrică. Șefu. Vezi că imediat ajungem. Tot îmi zici colegul, dar... Da, ești ca șeful meu, gen. Suntem colegi. Pălăria, că arată un... Ia aici, undeva, vei plăca și... Ia aici înăuntru. Uite, cam pe aici ar veni. Ia, hai să ne dăm jos. Uite, hai după mine, șeful. Colegul, tu pozește mașina, că e foarte scumpă.
Nu, deci fii atent, cam astea, bine, pe aici ne ocupăm noi de hârtii, totul tot. Uite, găinile încă mai sunt în viață, pe asta trebuie să le tranșăm. Gen, te poți uita și peste hârtii dacă e... Păi noștri. Aici pui numai. Hai că-ți arăt unde e și carne de porc. Gata, tranșată, știi? Șefu! Si? Colegul, stai așa puțin, colegul, cu ceva probleme înainte. Am intervenit. Vrei urechile de la șampanie? Hai să mergem, să mergem. Colegu! Mă auzi? Eu? Colegu! Da, colegu, eu. Eu, mă. Șeful, mă auzi? Șeful. Ne auzim? Da, da, acum da, înțeles. Na, fii atent, cam pe aici ar fi și carnea de porc. Bine, din ce am rămas din ei, na. Cam atât am putut lua. Sunt mai multe chestii, știi? Da, am văzut că sunt și acolo. Trebuie să facem un grătar cu carnea asta proaspătă. Face, face, numai na, trebuie să aduce oameni care să lucreze pe aici, știi? Na, să angajăm. Na, ce trebuie să facem? Am apucat șefule să facem, da. N-avem oameni. Pe parcurs. Pe parcurs, da, da, da. Mă, cam asta ar fi tot, știi? Din tot, tot ce s-am prezentat. Acum, pe viitor, vedem noi ce facem. Păi, de unde ai luat ăla, bă? Vreau și unul. Am găsit aici, l-am făcut. Ne uite-te acolo, vezi că n-am drum poți să-ți iei... Da, uite, de mă, să dezvoltăm afacerile astea, pe zi ce trece. Da, pe ce zici, e bine, nu? E perfect, nu-i bine. Bă, eu am făcut din ce tot ce am putut, din banii aia ce mi-a mai rămas de la transportul ăla. Dar cât ai plătit fabrica asta, colegul? E, 100 de mii, pentru că omul încă am salvat de la viața. Fie vorba între noi. Scumpă, scumpă. Mă. Să ne facem treaba cu ea. Da, da, da. Și ce... ai ceva de transmis pe viitor? Nu, sperăm să meargă afacerile cât mai bine. Și ce puteam să facem, colegul? Ce? Să, în carne să punem niște droguri. Așa că să nu... să mergem să transportăm droguri, chestii din astea, în carne. Păi și ai tu pe cineva unde să transportăm, sau? Păi am eu un prieten de-al meu, o firmă, are o firmă de camioane. Putem să luăm două zile... să ne facem treaba o două camioane câte vrem. Da, da, da. Nu, no, lasă că vedem. Vezi mă că ai furat tava, mă pun înapoi, mă. Sau ce, chiar neapărat vrei să faci niște grătare? Eu zic mai bine să luăm niște carne și să... și să facem un grătar acasă, că avem acolo grătar. O să vedem. Pe viitor, pe viitor. Cât de repede. Aștept. Să mănânc un pic. A venit șeful, lasă că o să mergem să cumpărăm numai șampanie. Și na. Șampanie o bem mâine, colegul. Bem mâine, desigur. După ce sărbătorim, că vezi că o să avem o chestie ceva pe mâine, știi? Din câte am înțeles, na. Bă, băieți, dacă v-a plăcut acest episod... Uite, ridic de pui. Vă invit căldură să apăsați pe butonul de like, subscribe, pentru a fi la curând de fiecare dată când postăm, la ce oră postăm. Deci, dacă v-a plăcut, vă invit căldură să apăsați, să... Eu v-am lăsat, am fost happy, vă pup. Dragul.